Slăviți să fie Domnul! Aș vrea să deschidem împreună Sfintele Scripturi în cartea prorocului Isaia, capitolul 6. Vom citi primele 8 versete. În anul morții împăratului Ozei am văzut pe Domnul șezând pe un scaun de domnie foarte înalt și poalele mantiei lui umpleau templu. Serafimii stăteau deasupra lui și fiecare avea 6 aripi. Cu 2 își acopereau fața, cu 2 își acopereau picioarele și cu 2 zburau. Strigau unul la altul și ziceau: Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul oștirilor, tot pământul este plin de mărirea Lui. Și se zguduiau ușiori ușii de glasul care răsuna și casa s-a umplut de fum. Atunci am zis: vai de mine, sunt pierdut că sunt un om cu buze necurate, locuiesc în mijlocul unui popor tot cu buze necurate și am văzut cu ochii mei pe împăratul, Domnul oștirilor. Dar unul din serafime a zburat spre mine cu un cărbune aprins în mână, pe care îl luase cu cleștile de pe altar. Mi-a atins gura cu el și i-a zis: iată, atingându-se cărbunele acestea de buzele tale, nelegiuirea ta este îndepărtată și păcatul tău este ispășit. Am auzit glasul Domnului întrebând: pe cine să trimit și cine va merge pentru noi? Eu am răspuns: iată-mă, trimite-mă. Amin. Vă rugăm să reocupați locurile. Pentru că suntem încă la început din an, în luna ianuarie, doresc pe toți cei prezenți și pe toți ai dumneavoastră, Domnul să vă binecuvinteze. Mulțumesc fraților care m-au invitat în seara aceasta și gazde mele care se ostenește pentru mine și pe ei doresc ca Domnul să-i binecuvinteze. Amin. Frații mei, în ultima vreme mă încearcă un gând. Am încercat să-l alung și năpădește iarăși în mintea mea așa insistent. Gândul că eu trăiesc o viață pentru o clipă, pentru un moment. Pentru momentul când voi sta în fața lui Dumnezeu. Pentru momentul când voi aștepta sentința lui Dumnezeu. Și încercam așa într-un exercițiu de imaginație să mă gândesc că Domnul se va uita binevoitor la mine și îmi va spune: vino, slugă bună și credincioasă, de intră în bucuria stăpânului tău. Cred că atunci în mine se va produce o explozie de bucurie. Prorocul Maleahie spune că veți sări ca viței din grajă, voi chiui de bucurie și voi trece între cei de-a dreapta Tatălui, printre binecuvântați Domnului. Dar vai, m-am gândit și la a doua variantă, să se uite Domnul cu mânie la mine și să spună: pleacă blestematule în focul cel veșnic. Câtă durere, câtă remușcare, câtă rușine când în fața întregii oștilor cerești voi pleca capul și voi fi trimis în judecata și chin veșnic. Și acolo, în clipa aceea, ce mai contează că aici am fost bogat sau sărac în anii care am trăit pe pământ? Că spunea Apostolul Pavel că noi n-am adus nimic din lume și nu putem lua nimic. Și ce mai contează atunci? Că am fost învățat sau un ignorant? Ce mai contează atunci, în clipa aceea? Ce mai contează că am fost sănătos sau am fost bolnav, nu? Și ce mai contează că am avut multe relații sau am fost un sihastru, un însingurat tot timpul? Ce mai contează? Ce contează atunci? Spune în Apocalipsa 20:12, în fața tronului niște cărți au fost deschise. Și fiecare era judecat după ce scria în cărțile acelea. Și a mai fost deschisă o altă carte, care este cartea vieții. Și toți care n-au fost găsiți scriși în cartea aceasta, au fost aruncați în iazul cu foc. Iazul cu foc e moartea a doua. Singurul lucru care contează atunci, contează ce scrie în cărțile acelea. Și iarăși mă gândesc, și mă gândesc tot mai insistent, supărător de insistent îmi vine gândul acesta.
Eu nu știu când voi pleca de aici. Dar eu trăiesc o viață pentru o clipă. Clipa când voi sta înaintea lui Dumnezeu și tu tot. Când vom pleca, nu știm. Sâmbătă seara am predicat la un priveciu în vicul de sus, un băiat de 24 de ani. O lovit o tumoare canceroasă la cap și l-am coborât în țărână. Luni seara am predicat la un frate de 94 de ani. Numai ce am intrat în casa fratelui Octavian și mă sună un prieten bun din Dănila. Și a început să plângă, prieten în tinerețe, spune-mi, Costel, ce ai? Roagă-te pentru fratele meu, căzut de pe casă, în comă, la spital. Și pe fratele lui îl cunosc, e căsătorit cu o fată de la mine, suntem prieteni, un bărbat energic. Și m-am prăbușit pe genunchi, am spus, Doamne, ai milă! O viață noi trăim aici, în Bistrița sau în Bucovina, pentru clipa aceea. Și cred că atunci va fi ultima dată când voi fi strigat pe numele meu, oficial. Dar mă gândesc eu că până atunci Dumnezeu are nenumărate ocazii când mă strigă. Și de câte ori m-a strigat Dumnezeu pe mine și de câte ori te-a strigat Dumnezeu pe tine, nu va fi atunci singurul strigăt. Nu atunci te va striga Dumnezeu prima dată, atunci, în ziua judecății. Eu cred că El și în seara asta e aici și prin Duhul Sfânt te strigă. Am ales din cuvântul citit o singură expresie. Expresia, iată-mă. Pentru că Dumnezeu cu mine are un plan. Psalmul 40, versetul 5 spunea, cât de minunate și de multe sunt minunile și planurile tale. Aș vrea să le povestesc, dar sunt prea multe ca să le pot trâmbița pe toate. Dumnezeu cu mine are un plan. Și în momentul când Dumnezeu a întocmit un plan în dreptul meu, m-a strigat ca să particip la planul acesta. Dumnezeu cu tine are un plan. Are cu casa ta. Dumnezeu cu adunarea de aici are un plan. Și pentru că are un plan, vine și te strigă. Poate te strigă a câta oară în seara aceasta. Vei fi așa dispus ca Isaia să spui, iată-mă? Este expresia pe care am ales-o în seara aceasta. Pentru că Domnul a chemat. Domnul a făcut planuri pentru fiecare, dar în Luca 7:30 spune despre farisei că au zădărnicit planul lui Dumnezeu pentru ei, neprimind botezul lui Ioan. Dumnezeu vrea să te pocăiești? Ăsta e planul lui Dumnezeu. Dumnezeu vrea să încheie un legământ prin botezul cu apă, la vârsta majoratului, cum spune Scriptura. Dar vei împlini planul acesta? Sau nu? Nu mi-am propus să vorbesc de botez, dar e spusa Scripturii. Singura autoritate în materie de mântuire este Sfânta Scriptură. Nu știu dacă n-am povestit, în vremea lui Ceaușescu m-am suit într-un autobuz aglomerat, foarte aglomerat. Și dintr-o stație de undeva din centru s-a suit un slujitor al Bisericii Ortodoxe și era mai în vârstă și eu m-am ridicat de pe scaun, aveam loc și am spus, luați loc vă rog aici. El mi-a mulțumit, mi-a spus câteva lucruri, eu i-am răspuns și el s-a uitat la mine și mă întreabă, tu când ai fost botezat în apă? Și eu zic, la 20 de ani. Și el spune, te-am citit din prima, ești un rătăcit, ești un eretic. Și eu am spus, domnule, asta e mulțumită că ți-am dat loc pe scaun, puteai să fii mai politicos. Dar uitați-vă, părinte, dumneavoastră aveți în mână o carte sfântă, avea o Biblie cu o cruce mare pe ea, lumea din autobuz, atentă la ce discutam. Vă rog foarte frumos, așa, în mod umil, deschideți cartea aceea sfântă și citiți-mi un caz când un copil mic a fost botezat. După aceea îmi dați mie dacă vreți și vă citesc multe cazuri când oameni mari au fost botezați. Și omul se simțea inconfortabil, se foia așa pe scaun. Ei, dar lumea din autobuz se ia cu el și spunea, citește-i părinte, citește-i părinte. Nu mi-o citit nici până în ziua de azi. Dumnezeu te cheamă la pocăință, Dumnezeu te cheamă să închei cu El legămintele sfinte, că ești prins în planul lui Dumnezeu. Fariseii, saducheii mai mari norodului din Ierusalim au zădărnicit că există și varianta asta. Există și posibilitatea asta că Dumnezeu nu a creat roboți, așa ca japoneze. Că putea Dumnezeu să creeze, să ne seteze, să fim neprihăniți și nu avem de ales. Dumnezeu a creat oameni, că-i desăvârșit, cu liberă alegere. Și vine Biblia, spune, dacă voiește cineva, în seara asta,
Eu aș vrea ca Duhul Sfânt să te strige încă o dată. Dar pe cei care vă strigă Duhul Sfânt, în seara aceasta să spuneți, iată-mă, Doamne ajută-ne la aceasta. Mă uitam la versetul acesta 8 și am remarcat la Isaia câteva lucruri pe care mi le-aș dori să le am și eu. În primul rând, disponibilitatea lui Isaia. Omul ăsta a fost dispus să renunțe la totul și să meargă în lucrarea lui Dumnezeu. Când Matei 6:33 spune, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate acestea Dumnezeu vi le dă pe deasupra. Credem lucrul ăsta? Cine sunt oamenii care caută mai întâi împărăția lui Dumnezeu? Cine este omul disponibil? Omul care stă la dispoziția lui Dumnezeu? Omul pe care îl cheamă Dumnezeu și el foarte repede spune, iată-mă, Doamne, trimite-mă, iată-mă, Doamne, mă hotărăsc, iată-mă, Doamne, mă pocăiesc, iată-mă, Doamne, ia-mă în slujba Ta. O zi are 24 de ore și o săptămână are 7 zile. Cât din 24 de ore dăruiți lui Dumnezeu? Dăruiți sufletului din voi. Că în Luca 9:25 spunea că ce-ar folosi un om să câștige toată lumea dacă și-ar prăpădi sufletul. Tu ai un suflet valoros înaintea lui Dumnezeu. Ei bine, sufletului tău, cât credit îi acorzi? Cât timp îi acorzi? Astăzi, nu vorbim de ieri, ziua de ieri trecut, astăzi, cât v-ați ocupat de sufletul vostru? Din astea 24 de ore, care e un dar al lui Dumnezeu, dat vouă, cât îi dăruiți înapoi lui Dumnezeu? De fapt, cât vă atribuiți vouă sufletului din voi? Sunteți dispuși să renunțați la activitățile voastre? Calendare și programe supraaglomerate, nu am timp, nu am timp. Flagelul secolului nostru e criza de timp. Avem telefoane performante, avem mijloace de transport uimitor de rapide și niciodată nu avem timp, nu avem. Nu ai timp pentru sufletul tău? Omul acesta a spus, iată-mă, trimite-mă. Doamne, ești dispus să fac lucrarea Ta. Cum stați cu disponibilitatea? Din timp? Din preocupările voastre? Că la mare lui râului Genezeret trecea Mântuitorul și au văzut doi frați de corp, Petru și Andrei. Și au spus, veniți după mine, vă fac pescari de oameni. Oamenii ăștia au abandonat corabia și peștele și tot și au mers după Domnul. O viață să fie ucenicii Domnului. Cine renunță azi la preocupările lui? Cine renunță azi la o parte din preocupările lui ca să se dedice lucrării lui Dumnezeu și lărgirea hotarelor împărăției lui Dumnezeu? Cine sunt aceia? Că vă cheamă Duhul Sfânt în seara asta. Cine răspunde, iată-mă? Cine? Mi-aduc aminte că un om a avut o cerere ciudată. A venit un străin de pe drum și i-a spus, unde este camera pregătită pentru învățătorul? Învățătorul meu vrea să prăznuiască aici paștere. Dar cât suntem? Păi suntem 12, 13, suntem mai mulți bărbați. Spus că aici e camera pregătită. Să vină învățătorul. E gata. Eu îi dau Domnul. Aveți o cameră pentru Domnul? Mi-aduc în aminte în străinătate cine avea o casă foarte mare. Și-o prezentat așa cu mândrie casa lui și îi spunea unui prieten al meu, un proroc al Domnului, zică, frate, asta cameră e pentru Domnul, special e pentru Domnul. Și fratele întreabă, de câți ani ai terminat casa? De vreo 12 ani, cred că. Și-o stavă odată Domnul la tine în casă. În camera asta a venit odată Domnul, a pus să spun că încă n-am primit pe nimeni ca și musafir. Avem cameră pentru Domnul? Cine avea, păștea un măgar, o măgăriță cu mânz. Și a venit un ucenic al Domnului și a spus, dă-mi mie măgărița asta, pentru ce? Învățătorul are nevoie, ia-o. Dacă are Domnul nevoie, ia-o. Cine are această disponibilitate? Sunt oamenii aceia la Bistrița? Dumnezeu să ne dea pocăință, frață. Când m-am uitat la omul acesta, la Isaia, a spus, iată-mă, trimite-mă. Am remarcat la el, dacă vreți, promptitudinea de care o da dovadă. Pentru că mulți știu că e bună pocăința și au de gând să se pocăiască, dar nu în seara asta. Nu, altă dată. Un filozof spunea că drumul spre iad îi pavat cu intenții bune.
Am vrut să mă pocăiesc, am vrut să iau botez, am vrut să ajut vădbe, am vrut să mă duc în vizită la bolnav, am vrut, dar n-am mai reușit. Pentru că vine vrășmașul cu una din cele mai teribile arme care le folosește acum, amânarea. Îi bine, dar nu acum. Ei, Isaia nu a făcut așa. A spus, iată-mă, acum, trimite-mă. Mi-aduc aminte de Ilie, trecea pe un ogor și a văzut un om bogat, un mic patron, așa, care arac și avea 12 perei de boi și arac cu el. Și a luat mantaua și a aruncat-o pe Elisei și a spus, vină după mine. Și omul ăsta numai puțin, îl salut părinții, aduc o jertfă și vin după tine. Că Domnul nu vrea să te cheme mâine la pocăință. Nu vrea să te împaci cu El mâine. Domnul vrea să te împaci acum, în seara asta. Vei avea tu abilitatea asta, calitatea asta. Vei avea promptitudinea asta, o viteză mare de reacție. Mi-aduc aminte, în Marcu 10:49, îl certau ucenicii pe Bartimeu și trecători de acolo, dar Domnul l-a chemat. Și când l-a chemat, Domnul zice, îndrăznește că te cheamă. Versetul 50, îndată și-a aruncat haina și-a mers după Iisus. Acum. În Isaia 46:17 spune, acolo strigă, Faraon va fi un pustiu pentru că a lăsat să-i treacă clipa potrivită. Poate clipa potrivită în seara asta. O cântare veche spunea, nu-l lăsa să plece trist. Poate niciodată mâna lui la ușa ta n-are să mai bată. Eu mă întreb din textul pe care l-am citit, din exemplu care îl prezint pe marele proroc Isaia, de promptitudinea de care el o da dovadă. Știți că au fost și altfel de oameni? Odată Felix, când a auzit predicând de judecată, de înfrânare și de pedeapsa lui Dumnezeu, a spus, destul, altă dată te-am ascultat. Și altă dată nu s-a mai pocăit omul ăla niciodată. Vorbim de disponibilitate, oameni care au fost dispuși să lasă tot pentru Domnul. Mi-aduc aminte de un băiat tânăr, a venit la Domnul și m-a spus, bunul învățător, ce trebuie să fac să moștenesc viața veșnică? Și Domnul, printre altele, în partea finală îi spune, vinde tot ce ai și împarte la săraci. Și omul ăsta nu a putut face. A plecat cu capul în jos, a plecat supărat că avea multe bogății. Nu era dispus să-și cheltuiască averea lui agonisită. Aș dori ca în seara asta Dumnezeu să ne binecuvinteze. Și dacă întreabă Duhul Sfânt în seara asta pe cineva, în cugetul lui, în inima lui, îl întreabă, ești gata să mă slujești? Tu să spui, iată-mă, sunt gata. Un alt lucru care îmi place la Isaia e curățirea lui. Că Domnul lucrare are nevoie de oameni curați. Că Isaia s-a speriat, vai de mine, sunt un om cu buze necurate, locuiesc în mijlocul unui popor cu buze necurate și am văzut pe Domnul, împăratul oștirilor. Dar a venit un serafim cu un cărbune, i-a atins buzele și a spus, atingând cărbunele astea, îi spășesc, vina ta e curată. Pentru că cel care vrea să-L urmeze pe Domnul, trebuie să fie curat. Dumnezeu să ne ajute să ne dea buze curate. Să avem o vorbire curată, un vocabular frumos, decent, ca niște copii al lui Dumnezeu. Să ne ajute Domnul, amin? Pavel spunea lui Timotei 1:19, Timotei să păzești credința și un cuget curat, pe care unii l-au pierdut și o rătăcit de la credință. Credința asta de care vorbim noi, să lășuiește într-un cuget curat. Cum e cugetul tău? Cum e cugetul meu? În Matei 5:8 spune, ferici de cei cu inima curată, că ei vor vedea pe Dumnezeu. În Evrei 10 îmi spunea Duhul 2 că ne apropiem de El cu trupul spălat cu o apă curată. Dumnezeu are nevoie de oameni curați în lucrare. Și pentru cei care nu suntem curați, dacă nu suntem, rog pe Domnul prin sângele Său să ne curățească. În sângele Domnului Iisus există putere de curățire. De 2000 de ani, de rănile Domnului țâșnește sânge care au iertat păcatele tuturor păcătoșilor și mai iartă și în seara asta. Dacă sunt aici oameni păcătoși, dacă sunt aici oameni cu un trecut murdar, eu n-am ce vă face, nimeni din păstori aceștia n-au ce vă face, dar sângele Domnului vă poate curăți. Dumnezeu să facă lucrarea aceasta. Dumnezeu are nevoie de oameni cu o motivație curată. Întreba fratele, pentru ce am venit? Dar eu pentru ce predic? Dar voi, pentru ce cântați? Trebuie să avem o motivație curată, fraților.
Pavel spunea în Coloseni că trei că voi ați murit și viața voastră e ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Întotdeauna când mă ridic la predică, spun, Doamne, aș vrea să mă ascund după amvor, să nu mă vadă nimeni. Și dacă trebuie să fie văzut cineva, să fie Fiul lui Dumnezeu aici. Să nu se mai vadă cântăreț, să nu se mai vadă nici prorocul, să nu se vadă nici învățătorul, să se vadă Domnul în adunarea sa. Care-i motivația? Reclamă la ce? Nu copiem prea mult din lucrurile firii? Nu prea multă reclamă ne facem nouă? Și Dumnezeu se supără. Deasupra Betleemului cântau îngerii o cântare frumoasă. Slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți lui. Slava e a lui Dumnezeu și pacea e noastră. Când un slujitor încearcă să ia din slavă, nu mai are pace, pierde pacea. Să ne dea Domnul mult smerenie și umilință. Amin? Frații mei, mă uitam aici la Isaia și am vorbit de disponibilitatea lui, de promptitudinea lui, viteză de reacție, acum, imediat, și de curățirea lui. Și așa aș vrea să fiu eu. Dacă mai vrea cineva să fie așa, să spun amin. Amin. Gândindu-mă la chemările lui Dumnezeu, că despre asta aș vrea să predic în seara asta, m-am dus la modelul divin. Că înainte de a răspunde Isaia și eu și tu, Scriptura induce gândul acesta că undeva în cer s-a pus o întrebare. Și răspunsul lui Isaia prefigura, de fapt, planul lui Dumnezeu. Cine va merge pentru noi? În Psalmul 40, versetul 7, un psalm al lui David vorbește de Hristos. Spune că în sulul cărții, Tată, îi scris despre mine. Merg să fac voia ta. În Evrei, capitolul 10, versetul 7, îi relua citatul acela. Tată, iată-mă, merg să fac voia ta. Și Domnul Iisus, care era obiectul dragostei lui Dumnezeu în sânul Tatălui, cârmuitorul universului întreg, spune Scriptura despre Domnul că din El, prin El și pentru El sunt toate lucrurile. Domnul Iisus a acceptat să vină în lumea noastră. S-a întrupat prin Fecioara Maria, a renunțat la slava care o avea în cer, așa spune Pavel acolo în Filipeni, să aveți în voi gândul că era Hristos Iisus. El a renunțat la slava care o avea în cer și a venit aici să sufere și să moară pentru păcatul meu și pentru păcatul tău. Încă nu suntem poate de plin conștienți ce importantă e jertfa Domnului Iisus. Domnul Iisus, când a fost jertfit pe cruce, prin rănile Lui, El a purtat toate bolile noastre, toate neputințele noastre. Așa spune Isaia 53:5. Dar El era zdrobit pentru fără de legile noastre, lovit pentru păcatele noastre, pedeapsa care ne dă pace a căzut asupra Lui și prin rănile Lui suntem tămăduiți. Dragii mei frați, în jertfa Domnului Iisus noi avem vindecare de bolile noastre și doresc ca Domnul să lasă putere de vindecare în seara aceasta. Iar în sângele Domnului Iisus avem iertarea de păcate, toate păcatele, toate spurcăciunile lumii, care erau puse în pahar înaintea Domnului. S-a uitat Domnul la paharul acesta în Ghetisman și a spus, Tată, de-i cu putință îndepărtează că-i prea mar. Acolo erau toate mizeriile din viața mea. Acolo erau toate murdăriile din viața ta. Și Hristos a suferit ca tu să fii scăpat de păcate. Slăvit să fie numele Domnului. Vorbind de chemările acestea, cred că modelul divin ne inspiră și pe noi. El, Fiul lui Dumnezeu, s-a prezentat și a spus, iată-mă, în sulul cărții, e scris despre mine. Dumnezeu pentru oameni, spuneam eu, are chemări nominale. Pe unii cheamă pe nume. Pe unii oameni cheamă pe nume și au chemări speciale pentru slujbe speciale. În Geneza 22 spune că atunci Domnul a strigat pe Avram zicând, Avraame, 22. Și Avram spune, iată-mă, părintele neamului de oameni credincioși, Tatăl tuturor credincioșilor a fost chemat să-și demonstreze credința. Că noi toți spunem că avem credință și toți oamenii au credință. Noi credem în Dumnezeu și ateii au credință. Ateii cred că nu este Dumnezeu și ei cred ceva. Deci noi suntem creștini, spunem că avem credință.
Dar în Iacob 2 cu 18, ipotetic vorbind, spunea, dar va zice cineva, arată-mi credința ta. Credința asta care o avem trebuie să o arătăm la un moment dat, trebuie să o prezentăm la un moment dat. Și în Petru 1 cu 7 spunea, pentru că încercarea credinței voastre cu mult mai de preț decât aurul care pierde și care este încercat, să aibă ca urmare lauda, slava și cinste la arătarea Domnului Iisus. Tu ai credință? Arată-mi credința ta. Că într-o zi credința asta trebuie încercată. Și Dumnezeu l-a chemat pe Avraam ca să încerce credința. Și Avraam vine ca un soldat. Eu am făcut armată. Și când l-a sunat, o să zic, iată-mă răspunsul lui Avraam. Ia pe fiul tău, pe singurul tău fiu pe care îl iubești, pe Isaac, du-te în țara Moria, pe un munte care ți-l vor arăta și acolo să mi-l aduci ca jertfă. Eu am predicat de multe ori de aici, dar am predicat cum nu scrie în Scriptură. Am predicat cum simțeam eu 13 ani după căsătorie, n-am avut copii și m-a rugat Domnul să-mi dea și Domnul mi-a dat mai mulți copii și mă uit la ei așa și dacă mi-ar cere unul jertfă, n-aș putea alege. Ar fi... Nu știu cum ar fi să-i dau unul ca jertfă. Dar Avraam aștepta feciorul ăsta 100 de ani. Fiu prin făgăduință. Și când băiatul ăsta a crescut un pui mai mare, i-a spus Dumnezeu, du-te adă-l ca jertfă. Și acum predicam eu cu inima mea de tată. Și spuneam să-l vedeți pe Avraam cu ochii în lacrimi. Cum nici nu poate să dea ochii cu Sara să-i explice cerința lui Dumnezeu. Să-l vedeți pe Avraam cum plângea când a luat lemnele și focul, când l-a apucat așa părintește pe Isaac, și când a luat două slugi și cu inima ca de plumb mergea înspre muntele Moria. Așa am predicat eu. Dar nu scrie așa în Biblie. Din ce am predicat eu nu scrie nimic în Biblie, nu. Biblia e așa de clară, Avraam a luat pe Isaac, a luat lemne, a luat focul, a luat două slugi și a plecat. Și de ce? Avraam era un om al credinței. El spunea slugilor, rămâneți aici până ne întoarcem. Dar în Evrei 11 îi deslegat misterul. Pavel spune că Avraam a crezut că fiul lui va muri, dar Dumnezeu îl dă înapoi înviat din morți. Asta e credința lui Avraam. Într-o zi, ești chemat la raport. Ești chemat tu care spui că eu am credință în Dumnezeu. Și într-o zi trebuie să-și demonstrezi credința. Dumnezeu să ne dea putere să o facem, amin? Printre chemările astea nominale, am mai vorbit de Moise. Dumnezeu l-a chemat Moise. El a răspuns, iată-mă. Dumnezeu l-a strigat pe Samuel. Samuel! Și Samuel a spus, iată-mă. Oamenii care au răspuns prezent lui Dumnezeu. Și iarăși repede promptitudinea aceea. Când am făcut ultima școală la Iași, eram deja, aveam 35-36 de ani. Eram eu mai mulți colegi. Și aveam și mai în vârstă ca mine. Dar catalog, alfabet și profesor. Și când ne striga, Croitor Dragoș, prezent, cu tare, prezent. Aveam un coleg mai în vârstă ca mine, foarte voinic, așa. Când l-a strigat pe el, numai nu se ridica. Strigă profesorul de vreo 3 ori, la urmă se ridică și el. Dă scaunul la o parte, era foarte gras, dă băncel la o parte. Și încet s-a ridicat. Zic, cam așa ar vrea unii să vină la pocăință. Greu, cu gălăgie, îi strigă de 2, de 3 ori. Până la urmă profesorul l-a învățat. Și ne striga pe toți și când ajungea la el, da, Petrica e acolo, stai jos, nu te mai ridica. Ei, cât suntem noi de prompți în a ne încadra în lucrarea lui Dumnezeu? Avraam a spus, iată-mă, Moise, iată-mă, Samuel, iată-mă. Și oamenii ăștia au avut o chemare specială, niște conducători celebre în poporul lui Israel. Mă gândeam la unele chemări ale lui Dumnezeu care le-a spus eu că tainice, neînțelese, oamenii care le-au primit nu le-au înțeles. De exemplu, Iacov îl strigă pe fiul său, pe Iosif, spune, Iosife, și răspunsul e același, iată-mă, tată, eu am și eu copii, nu mai spun cât îi strig, ei cred că mă aud acum, nu, la adunare acum și la noi, dar poate văd în reluare, vine mai încoace. Dar să vină cu tare. Și câteodată mai fac militării, dar nu mult, că mi-s dragi, așa. Dar o strigat Iacob pe Iosif. Și el a zis, iată-mă, tată, ia ceva merinde și du-te la frații tăi. Știți întâmplarea. De fapt, Iacob, știți unde mi-a trimis? Nu știa nici Iosif.
Că Iacov ar fi trebuit să spui, Iosif, vin la mine. Du-te, că n-are cine cărmui în Egipt. Faraonul e neputincios. Du-te și fii prim-ministru în Egipt. Poate altfel s-ar fi dus Iosif. Dar chemare a fost tainică. De câte ori nu ne cheamă Domnul la un lucru mic, dar cine e credincios în lucrurile mici, Domnul știe că va fi credincios în lucrurile mari. Dumnezeu să ne dea credincioșia aceasta. Când te trimite undeva, să dai dovadă de credincioșie. Mi-aduc aminte un frate în vârstă din Rădăuț. Venise de la muncă, toată ziua a muncit. Și seara s-a plecat pe genunchi ca să se roage, să mulțumească Domnul. Și îi spune Domnul prin Duhul Sfânt, el era proroc, ridică-te, pune mâncare și du-te în familia cu tare că am niște copii flămânzi care mă strig acolo. Și fratele care vorbea cu Dumnezeu mai mult decât noi și avea un fel special, îi spune, Doamne, dar în partea aceea de Rădăuți nu sunt pocăiți mai aproape? Și Duhul Sfânt îi spune, sunt, dar ei nu mă ascult așa ca tine. Și omul s-a ridicat plângând, a pus mâncarea, a făcut două sacoșe, a luat nevasta, a ajuns la poarta aceea și îi spune la nevastă, stai aici. S-a dus, s-a uitat pe geam, erau mai mulți copii, se rugau cu mâinile în sus, erau flămânzi, tata era în spital, mama era în mijlocul lor. Când te trimite Dumnezeu pe tine, contează Dumnezeu pe tine? Că a spus Duhul Sfânt, am acolo, am, dar ei nu mă ascultă ca tine. Și eu cum mă gândesc, când mă trimite Domnul pe mine, ascult? Să ne ajute Domnul, amin. Odată strigă Dumnezeu pe un credincios simplu, spun eu, din Damasc. Și spune, Anania, știți cum răspunde Anania? Iată-mă, Doamne, o spus du-te, îi dă adresa, că acolo este unul Saul din Tarsul Cilicie care se roagă. Și îi spune Anania lui Dumnezeu, Doamne, eu știu pe omul ăsta atât rău care l-a făcut și nu mă pot duce la el că e un prigonitor. Știi ce îi spune Dumnezeu? Du-te că este un vas. Anania nu știu unde se duce, dar despre mâinile lui Anania o ieși cel mai mare apostol al neamurilor. Slăviți să fie Domnul, amin? Frații mei, dacă vă cheamă Domnul seara asta la apropiere de El, sunteți dispuși? Dacă ne cheamă Domnul să ne pocăim, mai bine o vom face? Dacă ne cheamă Domnul să mai renunțăm la lucrurile astea, că într-o zi, omule, într-o zi vei sta înaintea lui Dumnezeu și nu o să ai foi de cecuri cu tine și nu o să ai avere cu tine. O să ai numai ce scrie în cartea aceea. Suntem dispuși o face? Dumnezeu să ne ajute. Vorbind de chemările acestea, a spus că sunt chemări nominale, chemări speciale, așa, dar sunt chemări generale. În Isaia 55, un titlu frumos, toate popoarele chemate. Unde sunt chemate toate popoarele? La mântuire. Și în acele toate popoare sunt și românii. Și din țara asta, România, îți chemați și cei din Bistrița. Și din cei din Bistrița, în seara asta, ești tu chemat la mântuire. Vei răspunde, iată-mă, eu predic și plec. Am familie, am biserică, am lucrurile mele. Dar aș vrea să știu că în momentul când îți vorbește Duhul Sfânt, dacă simți chemarea Duhului Sfânt, hotărăște pentru Domnul. Și aș vrea ca Duhul Sfânt să te lămurească. Eu nu pot lămuri, nici nu încerc. Cuvintele mele searbă, îs goale, n-ajung la multe inimi. Dar aș vrea ca Duhul Sfânt să dovedească lumea vinovată și acum, în ce privește păcatul, judecata și neprihănirea. Și aș vrea ca Domnul să te cheme. Toate popoarele sunt chemate la mântuire. Iar credincioșii din adunare este o chemare generală și pentru ei. Toți sunt chemați să facă ceva pentru Domnul. Noi am avut și avem sferele astea stăruință. Mi-aduc aminte de stăruința de anul trecut. Mi-a rămas în minte, a fost har aici. Aseară Domnul și la noi a botezat nou cu Duhul Sfânt, dar o tot botezat. Și eu le-am spus, măi copii, măi oameni buni, Duhul Sfânt nu e un butoi gol care face gălăgii trei sferi de stăruință, după aia ne-am plafonat și nici nu mai cunoaștem că am primit Duhul Sfânt. Umblam indecent mai înainte, umblăm și după, vorbeam murdar înainte, vorbeam și după. Nu venim la adunare înainte, nu venim, nu, Duhul Sfânt nu e așa.
Duhul Sfânt ne dă o putere. Duhul Sfânt în noi crește dorința de rugăciune. Duhul Sfânt pune noi dorințe după Dumnezeu. Și Duhul Sfânt ne cheamă la o lucrare. La ce ești chemat în adunare? Spunea prorocul Mica, cu ce voi veni înaintea lui Dumnezeu și cu ce îl voi întâmpina? Cu ce am venit noi? Eu când vin la adunare, eu aduc un dar lui Dumnezeu. În seara asta am adus un cuvânt de învățătură, ei au adus o cântare. Dacă nu ai ce aduce, adă un amin, adă un mulțumesc, adă un slavă Domnului, adă ceva în adunare. Nu suntem consumatori de har, noi suntem trupul lui Hristos, mădulare une altora și are nevoie Dumnezeu și de mine, dar are nevoie și de tine. Cu ce ai venit în seara asta? Dumnezeu să ne facă conștienți că trebuie să venim pregătiți înaintea lui Dumnezeu. Suntem chemați la dărnicie, eu n-am venit după colectă, da? Suntem chemați să mijlocim, că sunt slujiri publice, de aici la învol, mă vedeți! Dar sunt frași și surori care intră în odăiță, care încui ușa și care se roagă, Doamne, să fie de seară har în adunare. Nu știu cine e invitat, dar eu am încuiet ușa și stau înaintea lui Dumnezeu, sunt din aceea. Eram într-o adunare și o strigat Duhul Sfânt, am nevoie de mijlocitor, că mi s-au împuținat mijlocitori din popor. Și dacă nu ești chemat la slujire publică și spunea frate, n-ai voce să cânți, dar ai voce să te rogi, ai voce să stai o noapte în rugăciune, ai harul acesta să stai în post înaintea lui Dumnezeu, ce faci tu pentru adunarea asta? Că în chemările astea generale, toate poporile sunt chemate la mântuire și toți credincioșii sunt chemați la slujire. Să ne ajute Domnul, amin? Primirea de oaspeți, primirea de oaspeți. La noi acum, noi suntem un sat de oameni bogați. De fapt, satele bucovenirii sunt sate bune. Dar am observat că toată greutatea, dacă e o greutate, poate fi o plăcere, a primirii de oaspeți, cade pe unii. La noi în adunare sunt vreo doi patroni. Au casă mari, mai au câte o femeie care ajută la treabă, la curățenie, și când vin musafiri, să iei Costel, să iei Nicolae, să iei... Dar nu spune așa Biblia. Biblia nu spune. Și le-a spus la frață noștri, frață, știi ce-mi doresc? La noi vin foarte mulți musafiri. Când vin mulți musafiri, să mă așteptați la ușă, spui, frate, Dragoș, dă-mi măcar un om. Dă-mi măcar pe cineva, nu, dacă nu poți să-mi dai 10 musafiri, dă-mi măcar 2, dă-mi unul să doarmă la mine. Tu cum stai cu primirea de oaspeți? Fiți primitori de oaspeți între voi fără cârtire, că unii fără să știe au primit pe îngeri. Mi-aduc aminte de o familie din Suceava, avea mai mulți copii și avea un copil atât de obraznic, l-a dus pe la medici, l-a verificat, domnule, obraznic din care afară. Și când era un frate venit musafir în casă la ei, până la urmă nu mai putut și eu dau două palme. Ba pe masă, ba sub masă, ba trăgea, ba cu tare. Și se uită bătrânul, spune, nu îl bate. Dacă aș ști ce Duhul chinuiește, nu l-ai mai bate. Mai bine hai să ne rugăm. Și-a făcut bătrânul ăsta o rugăciune și spunea sora, din ziua aceea copilul meu a fost altfel. O primit un sfânt în casă. Tu când ai primit ultima dată un musafir în casă? Care în seara asta, care e dispus mai ei să dormă dânsul? Sunt mulți? Dumnezeu să ne dea pocăința. Dumnezeu să ne dea pocăința. Eu știu cum sunt lucrurile astea. Am pus obiectivul pe 2-3 frați care se ocupă. Dar tu, cum ai să faci? Când vine Domnul la tine, Domnul m-a condamnat să stau în casa de adunare. De mic copil la noi au venit fel de fel de musafiri. Și pe care mi-am dorit și pe care nu mi-am dorit. Și au dormit la mine în casă și cine am vrut să doarmă și cine n-am vrut. Dar totuși Biblia spune, fără să știau găzdui pe îngeri, Domnul lasă binecuvântare, ești chemat la dărnicie, ești chemat la mijlocire, ești chemat să mijlocești, ești chemat să primești un musafir, răspunzi la chemarea aceasta, iată-mă Doamne, sunt aici, Dumnezeu să ne ajute, amin? Mai am un gând legat de misiunea noastră, pentru că am vorbit de modelul ceresc, de chemări nominale, de chemări generale. Vreau să vă spun că există și posibilitatea răsplătirilor diferite. În Romani 4, cu 4 și 5 spune așa, însă celui ce lucrează, nu îi se... Hai să-l citim. Romani, capitolul 4, știu foarte bine, dar nu-l știu acum.
Însă celui ce lucrează, plata cuvenită nu îi se socotește ca un har, ci ca ceva datorat. Pe când celui ce nu lucrează, dar crede în cel ce mântuiește pe păcătoși, credința aceasta e socotită ca neprihănire. Aici sunt două categorii de oameni. Unii care lucrează mult pentru Domnul, și asta nu-i ca un har de la Domnul. Domnul se angajează că pe cel ce lucrează îi plătește. Evrei 11:6. Că cine se apropie de el trebuie să creadă că el este și că răsplătește pe cei ce-l caută. Toată viața mea eu am crezut în răsplătirile Domnului. Toată viața am crezut. De mic copil, de când n-am vrut să pun cravata la gât, de când n-am vrut să mă fac utecist, de când n-am vrut să mă fac membru de partid, de când eram așa trimis la periferie, de când eram bajocorit, de când mă băteau băieți la școală, de când nu mă ducem să fumez și să beau, eu întotdeauna am știut un lucru. Dumnezeu mă răsplătește. Mi-aduc aminte de un tânăr, stă la cămin de nefamiliști, și când stă la cămin de nefamiliști, era acolo un dezmâns total. Și băiatul ăsta s-a înturnat cu fața la perete, s-a învelit cu plasma și a spus, Doamne, Tu mă vezi că eu mă tem de păcat? Și eu a spus, Duhul Sfânt, te văd, omul ăla este păstor azi, folosit de Dumnezeu. Când toți se murdăreau, omul ăsta se păstra curat. Și a întrebat, Doamne, mă vezi că mă păstrez curat? Și Dumnezeu a spus, te văd. Că cine se apropie de Dumnezeu, trebuie să creadă că El este și că răsplătește. Unii, ca tâlharul de pe cruce, s-au mântuit în ultima clipă. E extraordinar, e o favoare a lui Dumnezeu. Dar cine garantează pe clipa asta? La noi în sat s-a pocăit o fată. Atunci au venit trei fete din horă, de la joc, trei fete fuduli din sat, au venit la adunare. Una era dintr-un neam mare și a fost prigonită la început, până la urmă s-a căsătorit cu un băiat pocăit, o familie, are 10 copii, dar de la un moment dat, familia a acceptat. Și tată fetei tot venea la adunare. L-a chemat când era evangelizări și venea. La fiecare evangelizare venea. Apoi a început să vină și când nu era evangelizare, nu mă-l vedeam duminică dimineața, sta pe bancă acolo. O vorbi frate cu el, a zis, Matale, ar trebui să te botezi, ar trebui să te pocăiești. Și el spune, măi, oameni buni, eu în viața mea eram un om de lume. Am avut naș, am avut cumătri, am avut fiini, am botezat și am curunat, am fost la toate nunțele. Am un singur băiat care e logodit și în vară face nuntă. Băietul, după ce face nuntă, prima duminică vin la voi, eu botez și mă pocăiesc, că știu că asta e calea. Vreau odată să mai văd oameni în ogradă. Și-au venit odată oameni în curte la el, dar nu la nuntă la fecior, ci la mormântarea lui. L-a durut ceva, l-a dus la spital cu o boală, cu nimica, mă doare aici. Și l-a dus înapoi mort. Cine garantează pentru ziua de mâine? Dar vine Scriptura și spune că noi trebuie să dobândim răsplătirile lui Dumnezeu. Mai avut eu un concept când e vorba de botezul cu Duhul Sfânt, vin unii și spune, frate Dragoș, botezul cu Duhul Sfânt îi condiții pentru mântuire? Adică, cu alte cuvinte, ce ar trebui să facă un minim ca să intru în rai? Și vezi câte un smerit din ăsta că spune, frate, ultimul să fiu, să se închidă ușa după mine și îți mulțumit. Dar locul vostru, spuneam, nu-i după ușă. Domnul spunea în Apocalipsa, celui ce va birui, îi voi da să șadă cu mine pe scaun de domnie. Că și eu am biruit și stau cu tatăl meu pe scaun de domnie. Locul bisericii nu e în unghiere. Nu e după ușă în rai, locul vostru lângă Hristos, El mire și voi mireasă. Amin? Amin. O, pentru asta trebuie să lucrăm. Dumnezeu se angajează să plătească. Vine Corinteni 3, încercarea focului. Dacă unul zidește lemn, fân și trestie, vine focul, dărâmă tot. Cât despre el va fi mântuit, dar nu vreau mântuire ca prin foc. Eu vreau să zădesc aur, argint, pietre scumpe și lucrarea mea să rămână. Dumnezeu să ne ajute, amin? Că în Luca 19 vorbea în pilda polilor că unuia i s-a dat cârmuirea 5, la altul cârmuirea 10. Profitați, frații mei, profitați și lucrați astăzi că Dumnezeu vă răsplătește. Amin? Ar trebui Domnul să stârnească în noi așa o curiozitate sfântă. Eu am predicat de curiozitatea păcătoasă, din fire,
și o curiozitate sfântă, neprihărită, dată din Duhul. Vorbeam odată de Moise. Moise, 40 de ani, Moise era un om inteligent, a învățat toată filozofia Egiptului, piramidele, Cheops, așa, el le știa, calculele, toată tehnica de azi nu poate încă dobândi știința asta, Moise știa, toată filozofia, toată învățătura Egiptului, dar o trebuie ca Domnul să-l mai învețe o lecție, a smerenia, a umilință. Și 40 de ani, Moise a păscut oile. Când eram copil am avut și eu oi, acum am animale, dar nu mai am oi. Eram, pășteam oile. Și Moise, 40 de ani, lua toiagul în mână, traistea în spate, lua oile lui soclu și li păștea. Ducea, li băga oile în stau, în ocol, a doua zi iară, 40 de ani, rutină, obișnuință. Cineva spunea că după rutină vine rugină. Ei, asta au făcut 40 de ani, dar spune că într-o zi Moise a mânat turma dincolo de pustie. Adică o ieșit din tiparul lui, din obișnuința lui de creștin care o avea, spune eu acum, da? Și când a mânat turma dincolo de pustie, a văzut o minune. Un rug care ardea și nu se mistuia și spune acolo în Exod capitolul 3, Moise a zis, am să mă întorc să văd ce e cu rugul ăsta. Și când s-a înturnat, știi ce era? Dumnezeu l-a strigat în versetul 4, Moise! Și Moise a spus, iată-mă, Doamne! O ieșit din obișnuința lui. Dragii mei, câteodată e nevoie de o curiozitate din asta sfântă. Am întâlnit oameni curioși și au spus, măi, vreau să văd cum e cu 3 zile de post. Să nu mănânc nimic, să văd cum e. Și azi m-a chemat frații din Ucraina care sunt în război și o duc destul de greu. Ei în fiecare lună au 3 zile de post necurma surorile, 3 zile de post frații, acum au 3 zile de post slujitori. Toți frații ordonați, 3 zile, 3 nopți, nu mănâncă nimica. M-au invitat și pe mine acolo să particip. Am fost la multe din întâlnirile astea. Să văd când nu mănânci 3 zile, cum e. Să văd când mă rog o noapte întreagă, cum e. Să văd cum e ca pocăit să mă plec seara, să mă ridic dimineața. Să văd cum e să studiez o noapte Scriptura, să mă uit că e ora 2, e ora 3 și spun mai stau până la 5 dimineața și mă uit în Scriptură. Ai avut vreodată curiozitatea asta? O curiozitate, spui, Doamne, cum e o vedenie, să văd o vedenie. Doamne, cum e să ai un dar de cunoștință sau un dar de înțelepciune? Cum e asta? Doamne, te rog să mi-l dai. Ați avut vreodată curiozitatea asta? De prea multe ori venim duminică la 9, facem colecta și plecăm acasă la 12. Și mai venim dacă venim marți, mai venim când mai venim. De prea multe ori, de ani și ani de zi, aceleași obiceiuri, aceeași rutină. Dar Moise odată a spus, mânturma mai încolo. Și când o împins de curiozitate, l-a văzut pe Dumnezeu. Aș dori Domnul să ni se descopere și nouă. Știți, vorbeam de cântarea aceea a îngerilor. V-a spus, nu vă temeți, vă aduc o veste bună astăzi, în cetatea lui David s-a născut un mântuitor pe Iisus. Și după ce au dispărut îngerii, știți ce au spus păstorii? Hai să vedem, hai să vedem dacă e așa. Ai curiozitatea asta sfântă? O, vorbeam de Dina care s-a dus să vadă cât e de lungă trena la Rochea dimineață, la cei din Sihem. Vorbeam de alte curiozități, dar curiozitatea asta sfântă, să văd cum e să fii mai pocăit, cum e să citești mai mult, cum e să te rogi mai mult, cum e să vizitezi bolnavi mai mult, cum e să dăruiești mai mult. Aveți odată curiozitatea asta? Trecem dincolo de rutina, de obișnuința noastră. Dumnezeu să ne ajute, amin? Frații mei, aș dori ca chemarea lui Dumnezeu să răsune în orice inimă. Și aș dori pe voi Dumnezeu să vă binecuvinteze. Închei predica din seara aceasta, cât timp a trecut. Mă bucur că am fost cu voi. Și aș dori ca harul Domnului să fie peste voi. Am vorbit de o chemare, am vorbit de o strigare și am vorbit de un răspuns. Oare vei da răspunsul acesta în seara asta? Dumnezeu să te ajute, amin? Va veni vremea aceea, este o cântare scrisă, când numele se vor citi, slavă Domnului și eu acolo-i fi. Eu mai port numele ăsta și cu numele ăsta cred că m-a strigat Dumnezeu pentru clipa aceea de care vorbeam la început. Și când mă va pomeni printre cei de-a dreapta, spune în cartea Apocalipse că pe o piatră albă voi purta un nume nou. Doresc ca numele acela nou să ți-l dea Domnul și ție. Și doresc pe cei care ați fost în seara asta la adunare, Duhul Sfânt să vă răscolească,
Să închei predica cu gândul care mă sfâcâie, cu gândul care nu îmi dă pace, gândul care îmi vine noaptea, să vă spun că eu trăiesc o viață pentru o clipă, o clipă când voi sta în fața lui Dumnezeu, tu tot așa faci. Dumnezeu să ne ajute să ne pregătim, să scrie în cărțile cele fapte multe și când se vor deschide cărțile acelea, să mi se spună mie și vouă, vino rob bun, amin.